Bună ziua, sunt Diana Ambros și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Premierul României se află într-o vizită oficială la Chișinău. Marcel Ciolacu a fost întâmpinat de prim-ministru Dorin Recean la guvern și a avut apoi întrevederi cu președintele Parlamentului și șefa statului. Se atestă un nivel ridicat de aer poluat în Moldova din cauza particolelor de praf aduse de mase de aer din Asia Centrală, anunța Agenția de Mediu. Copiii și vârstnicii sunt îndemnați să evite plimbările în aer liber. Avem cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. În weekend vor cădea precipitații puternice însoțite de descărcări electrice. Prim-ministrul României a ajuns astăzi la Chișinău. Marcel Ciolacu a fost întâmpinat cu onoruri militare în fața guvernului, unde a avut o întrevedere cu premierul Dorin Recean. După ceremonia oficială, cei doi s-au retras pentru discuții bilaterale, iar ulterior au făcut declarații de presă. Marcel Ciolacu s-a întâlnit azi și cu președintele Parlamentului și șefa statului. Premierul României a ajuns la guvern de dimineață, fiind așteptat de prim-ministrul Dorin Recean. Cei doi oficiali au onorat imnurile de stat. Iar ulterior au salutat delegațiile ambelor state. Și s-au retras pentru discuții bilaterale și întrevederea între cele două delegații. După mai bine de o oră, cei doi prim-ministri au ieșit la declarații de presă. Am discutat despre prioritățile de dezvoltare ale noastre, despre proiectele care aduc beneficii reale cetățenilor noștri, dar și despre aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România, esențial pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Iar prim-ministrul român a vorbit despre alegerile pe care vor trebui să le facă moldovenii. Cred cu tărie că acest drum european va duce, de fapt, la bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. În acest moment, obiectivul principal este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Rusia nu este nicio garanție pentru Republica Moldova. Rusia va duce Republica Moldova în zona izolării Republicii Moldova, în zona sărăciei. Nu va aduce nici securitate, nici dezvoltare. Ulterior, Marcel Ciolacu și Dorin Recean au mers să vadă lotul de microbuze școlare cumpărat cu ajutorul statului român și să împartă cheile de la acestea. Copii, cu experiența ta stau. Primele 40 de microbuze din lotul total de 69 a ajuns în localitățile din țara noastră la sfârșitul lunii august. Iar cu ajutorul acestora, aproape 2000 de elevi din țară vor beneficia de transport gratuit spre și de la școală. Marcel Ciolacu a avut astăzi întrevederi și cu șefa statului, Maia Sandu, dar și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Spre seară, premierul român se va întâlni cu reprezentanții Mitropoliei Basarabiei. Anunțul poliției privind cei 130.000 de moldoveni care ar fi primit bani pentru a alege un anumit candidat și a vota nu la referendum este îngrijorător, amploarea fenomenului cumpărăturii voturilor fiind fără precedent. Asta au declarat istoricul Armand Goșu și europarlamentarul Sigrid Mureșan aseară la emisiunea În profunzime. Invitații spun că, în realitate, numărul celor care au primit bani pentru a-și exprima o anumită opțiune de vot ar putea fi mult mai mare și ar putea depăși cifra de 10% din electoratul din Republica Moldova.
Faptul că se cumpără voturi în Moldova nu e ceva nou. Faptul că se cumpără într-un volum atât de mare, într-un număr atât de mare, aici ar fi noutatea și asta sigur că trebuie să îngrijoreze. Spunea poliția că numai în luna septembrie s-ar fi transferat 15 milioane de dolari. Sunt foarte mari, sunt foarte multe persoane implicate. Încercam să fac un calcul, la 130.000 doar documentați. Deci presupunem că numărul e ceva mai mare. Da. Pe asta poate să însemne peste 10% din electoratul votant din Republica Moldova. Exact. Asta înseamnă foarte mult. Vorbim de o alterare gravă, masivă a voinței populare. Deci când tu te duci și cumperi vot, așa ceva nu e admisibil într-un stat democratic, într-un stat normal. Veștile poliției de astăzi sunt îngrijorătoare, dar e foarte bine că aflăm despre ele și foarte bine că autoritățile își fac treaba. E foarte important ca cetățenii să nu participe la niciun fel de acțiuni de manipulare electorală. Totuși, noutatea acestui scrutin este faptul că în codul electoral au fost incluse sancțiuni dure pentru corupția în alegeri. Cei care cumpără alegătorii pot să facă pușcărie pe termen lung, dar exact. Cum îl prins pășor să-l aduci în pușcărie? Vorba el, mai are condamnări de pușcărie, așa că s-ar putea să nici nu mai deranjeze dacă mai e încă 30-40 de ani, dacă tot la Moscova stă. Problema va fi că cei care se lasă cumpărați trebuie să plătească niște amenzi foarte mari și în condițiile astea lucrurile s-ar putea să se complice, multă lume să nu dorească să ajungă în situația în care nu vine fiscul peste și zice, păi stai, ce faci? Au trecut 3 luni, ai plătit amenda. Orice tentativă de finanțare ilegală a campaniei electorale trebuie oprită, trebuie sancționată conform legii. Orice tentativă de mituire a alegătorului este ilegală, este faptă penală. Cei care încearcă acest lucru trebuie găsiți, trebuie trași la răspundere și autoritățile statului trebuie să acționeze conform legilor. Ce se întâmplă în cazul în care se constată că alegerile au fost puternic fraudate? Care va fi poziția Uniunii Europene? Păi, în primul rând vă spun că în urmă cu 2 zile în Parlamentul European s-a constituit oficial misiunea de observare a alegerilor. Parlamentul European va trimite observatori pentru primul și al doilea tur al alegerilor prezidențiale și evident și pentru referendum și vor fi toți observatorii internaționali. Observatorii și cei din Republica Moldova, care sunt mulți și monitorizează alegerile, se vor asigura că alegerile sunt libere, democratice, orice eventuale tentative de influențare a scrutinului sunt sigur că vor fi identificate. Eurodeputatul nu a spus care ar putea fi poziția Uniunii Europene în cazul în care se va constata faptul că alegerile au fost fraudate, dar a subliniat că în ziua alegerilor toată puterea de decizie aparține cetățeanului. Alegerile sunt ziua în care puterea e la oameni, referendumul este ziua în care puterea e la oameni. Oamenii trebuie să iasă la vot, să participe pentru ca deznodământul alegerilor să nu fie decis de către ceilalți. E important ca oamenii să iasă, să participe în număr cât mai mare și cei care eventual ar vrea să fraudeze să aibă o șansă cât mai mică de a influența. Alegerile prezidențiale și referendumul vor avea loc pe 20 octombrie. Parlamentul European urmează să adopte o rezoluție privind întărirea rezistenței Republicii Moldova în fața ingerințelor Federației Ruse în alegerile prezidențiale. Europarlamentarul Sigrid Mureșan a spus la În Profunzime că documentul este un mesaj clar pentru cei care încearcă să destabilizeze situația în țara noastră, că planurile lor vor ieșua. Săptămâna viitoare vom dezbate în Parlamentul European tentative de influențare a procesului electoral în Republica Moldova. Vom avea o dezbatere și vom avea o rezoluție, tocmai pentru a da un semnal foarte clar că suntem la curent cu eventuale tentative de influențare a procesului electoral. Știm că și în trecut forțe din afara Republicii Moldova au încercat să destabilizeze Republica Moldova și au eșuat. E clar că vor eșua și în trecut și eu cred că alegerile acum vor fi libere, democratice. Totuși, Sigfrid Mureșan afirmă că documentul nu se va axa doar pe ingerințele Federației Ruse în procesul electoral de la Chișinău. Vom vorbi despre parcursul european al Republicii Moldova și despre toate măsurile pe care le propunem pentru viitorul apropiat de întărirea Republicii Moldova, de a face mai bine față încercărilor de destabilizare, de dezinformare, de a crește securitatea și de a accelera procesul de integrare europeană, inclusiv pe componenta economică, liberalizarea comerțului, integrarea în piața unică și așa mai departe. Parte va fi o rezoluție care pornește de la
pericolul dezinformării, dar care de fapt se concentrează și pe perspectiva de dezvoltare economică a Republicii Moldova, că asta trebuie oferit oamenilor și aici oamenii trebuie ajutați, dezvoltarea economică, creșterea nivelului de trai. Documentul ar urma să fie dezbătut și votat în Parlamentul European săptămâna viitoare. Campania electorală este marcată de o campanie de dezinformare, iar astăzi membrii Inițiativei Cetățeni pentru Europa au combătut o serie de falsuri despre aderarea la UE. Cote LGBT în administrația publică, fals. Impunerea LGBT în grădinițe și în curriculum școlar, fals. Teste de gen ca să poți folosi cuvântul băiat sau fetiță, fals. Deci, astea sunt numeroase falsuri doar la o singură temă. Ce alte mituri care circulă în mediul online au fost combătute, aflați în câteva momente. Coruperea alegătorilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative, dar și a publicității electorale cu încălcarea prevederilor legale sunt câteva dintre neregulile depistate de Asociația Promolex în primele 10 zile de campanie electorală. Datele au fost prezentate în cadrul celui de-al treilea raport prezentat de misiunea care va monitoriza desfășurarea alegerilor și a referendumului. Asociația Promolex a constatat 32 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative. În 30 dintre acestea este vizat Partidul Acțiune și Solidaritate și Maia Sandu, iar în alte două cazuri, Blocul Victorie și Ion Chicu, desemnat de PDCM. Cazurile respective s-au manifestat în mare parte prin implicarea în activitățile de campanie a persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, fiind observate 11 cazuri, precum și prin efectuarea agitației electorale cu implicarea funcționarilor din sectorul bugetar în timpul orelor de muncă, constatându-se 21 de astfel de cazuri. Reprezentanții candidatului PDCM susțin că întâlnirea în care a fost fixată prezența unui funcționar a avut loc duminică și nu într-o zi de muncă. În același timp, reprezentanții candidatului PAS spun că vor veni cu o reacție după ce vor analiza în detaliu raportul. Cei de la Blocul Victorie nu ne-au răspuns la telefon. Coruperea alegătorilor este o altă încălcare depistată de observatorii de la Promolex. Potrivit acestora, este vorba de 7 cazuri în care sunt vizați reprezentanții Blocului Victoria, în spatele căruia stă fugarul Ilan. În mare parte, acestea s-au manifestat prin oferirea de către acesta participanților la evenimentele organizate, agenților cu diferite produse alimentare. În același timp, Promolex anunță că a fost identificată și utilizarea publicității electorale cu încălcarea prevederilor legale, fie prin utilizarea concomitentă a publicității politice cu cea electorală, fie prin plasarea publicității în locuri neautorizate. Totodată, în perioada 9-22 septembrie, au fost raportate cel puțin 14 cazuri de discurs de ură. Apartenența politică, activitatea profesională și sănătatea sunt criteriile care au stat la baza cazurilor de discurs de ură identificate în această perioadă. Observatorii atenționează și despre implicarea cultelor religioase în campaniile electorale, acțiune ilegală ce se sancționează. Într-un caz au fost diseminate mesaje anti-UE, iar în alte două cazuri au fost promovați doi candidați la funcția de președinte, fiind vizată Victoria Furtună, candidat independent, și respectiv Maia Sandu, PAS. Reprezentanții candidatului independent Victoria Furtună ne-au spus că vor reveni cu un răspuns. Rezultatele observării Asociației Promolex fac referire la perioada 18 septembrie-1 octombrie. Numărul susținătorilor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a crescut din aprilie până în septembrie cu 6%. Asta arată datele unui sondaj realizat de CBS AXA la solicitarea mai multor organizații non-guvernamentale. Potrivit studiului, a crescut și intenția de participare la referendumul constituțional din 20 octombrie și la alegerile prezidențiale. În același timp, în pofida dezinformării, 70% dintre respondenții sondajului au spus că referendumul constituțional contează pentru integrarea în UE a Republicii Moldova. Întrebați dacă susțin sau nu integrarea europeană a Republicii Moldova, majoritatea respondenților, peste 63%, au spus că susțin acest proces. Peste 32% se poziționează împotrivă, iar puțin peste 4% sunt încă indeciși. Sondajul mai arată că a crescut intenția de participare la referendumul constituțional din 20 octombrie și la alegerile prezidențiale cu aproximativ 3 puncte procentuale, respectiv a scăzut numărul indecișilor.
Experții de la Watchdog, care sunt printre comanditarii sondajului, susțin că în ciuda dezinformării, 69% dintre respondenți au spus că referendumul constituțional contează pentru integrarea în UE. 6 din 10 moldoveni sunt conștienți că Republica Moldova nu dispune de resurse pentru a construi bunăstare fără suport extern. Sondajul autorizat de Comisia Electorală Centrală a fost realizat pe un eșantion de 1021 de persoane și are o eroare maximă de +3%. Datele au fost colectate între 13 și 22 septembrie 2024, iar studiul a fost organizat în cadrul proiectului Definirea și combaterea narațiunilor antioccidentale în Republica Moldova, implementat de Institutul Aspen România în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă și comunitatea Watchdog, cu suportul financiar al Black Sea Trust of the German Marshall Fund. Aderarea Republicii Moldova la UE nu înseamnă impunerea recunoașterii căsătoriilor de același sex și nici impunerea LGBT în curicumul școlar. Reprezentanții Platformei Cetățeni pentru Europa au dezmințit astăzi o serie de falsuri distribuite în spațiul public despre aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit lor, amploarea campaniilor de dezinformare în țara noastră este fără precedent. Cot LGBT în administrația publică. Fals. Impunerea LGBT în grădinițe și în curicumul școlar. Fals. Teste de gen ca să poți folosi cuvântul băiat sau fetiță. Fals. Astea sunt numeroase falsuri doar la o singură temă. Analiștii comunității watchdog.md, care fac parte din Platforma Civică Cetățeni pentru Moldova, susțin că falsurile și manipulările legate de comunitatea LGBT sunt adesea folosite pentru a distorsiona discuțiile despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceștia au dezmințit astăzi câteva falsuri. Uniunea Europeană nu poate impune, cum a spus fostul nostru președinte, cote LGBT în serviciul public. Uniunea Europeană nu este ca Rusia. Uniunea Europeană nu își bagă nasul acolo unde crede ea de cuvință. Activitatea Uniunii Europene este strict delimitată de tratatele ei fondatoare, tratatul privind Uniunea Europeană și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Conform acestor tratate, Uniunea Europeană nu are atribuții, competențe în domeniul politicii educaționale. Toate acestea sunt falsuri. Un alt fals sau sperietoare este că aderarea la Uniunea Europeană va impune recunoașterea căsătoriilor de același sex. Sunt foarte multe state care nu au făcut asta. România, da, țara ortodoxă de lângă noi. Mai mult decât atât, în 2018 aceasta a organizat un referendum anume pentru a vedea dacă opinia publică susține sau nu căsătoria dintre un bărbat și o femeie ca să fie inclusă în Constituție. Mesajul nostru este că nu ne va impune nimeni să facem ceva ce politicul nostru sau oamenii nu vor dori și vom avea tot timpul la dispoziția noastră referendumul pentru a decide ce ne dorim. Stereotipizarea și reducția pe care o are loc atunci când e vorba despre anumite minorități sexuale e un parte dintr-un discurs populist. Iar populiștii se folosesc de frustrările, poate nemulțumirile unor ale noastre inclusiv și încearcă să le dea foc, să le agite. Populiștii sunt ca niște revizori de la Google. Nu fac altceva decât să reflecte anumite nemulțumiri ale populației și să le amplifice. În acest context, cetățenii sunt atenționați să se informeze din surse sigure. În ajun de Ziua Internațională a Profesorului, elevii liceului Vasile Alexandrii din Capitală au pregătit o adevărată sărbătoare pentru dascăli. Să și mereu să fii fericit. Sănătate, bucurie, să aibă copii cu minți. Cum au fost surprinși profesorii de ziua lor profesională, vedeți la știri. Un bărbat din raionul Iedneț a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Mai exact, acesta ar fi cerut mită pentru a ajuta un bărbat să obțină mai ușor 3 permise de conducere. Potrivit ofițerilor CNA, individul ar fi primit 2500 de euro, spunând că poate determina funcționarii de la secția de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto să favorizeze susținerea examenelor auto cu obținerea ulterioară a 3 permise de conducere. Acesta însă a fost denunțat. Astăzi, la domiciliul bănuitului au avut loc percheziții, iar ulterior el a fost reținut pentru 72 de ore.
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Cum va fi vremea în acest weekend, ne spune colega noastră Natalia Gânga. Natalia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Diana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi cu averse și descărcări electrice, dar și vânt puternic valabil pe întreg teritoriul țării. Avertismentul va intra în vigoare de mâine seară, ora 18, și va fi valabil până luni la amiază. Astfel, în acest weekend, atunci când vom marca Ziua Națională a Vinului, vom avea parte de vreme instabilă, cu temperaturi ce vor oscila între 18 grade în nord și 24 de grade în sudul țării. Ploile nu vor conteni până luni, iar din a doua jumătate a săptămânii viitoare, vremea se va încălzi ușor. Atât despre vreme, Diana. Natalia, mulțumesc! Se atestă un nivel ridicat de aer poluat în țară din cauza prafului adus de vânt din Asia Centrală. Potrivit Agenției de Mediu, creșterea cantității de praf în aer s-a observat în ultimele 24 de ore. Asta din cauza maselor de aer care vin din zonele deșertice ale Uzbekistanului și Turkmenistanului. Datele colectate de la stațiile automate arată că particulele de praf au depășit de 1,4 ori norma admisibilă în capitală, iar în satul Mateuți, Rezina, de aproape 2 ori. Gradul de poluare nu este periculos pentru sănătate. Totuși, specialiștii îndeamnă copiii și vârstnicii să evite plimbările în aer liber și activitățile fizice. În cursul acestei zile, vântul va dispersa poluanții, iar calitatea aerului se va îmbunătăți. Călătoria noastră spre cele 25 de minuni ale Moldovei ajunge la cel care ne-a adus faima în toată lumea. Marele Eugen Doga, cel care a compus a patra ca podoperă muzicală a secolului 20 și peste 200 de compoziții muzicale pentru film și teatru, ne povestește despre viața sa dedicată artei. Considerat un geniu al muzicii clasice, maestrul Eugen Doga ne invită să trăim astăzi o experiență unică. Vocația care este, ea nu este pentru un termen fixat, ea este pe viață. Doga, un nume cât o țară, un nume cât un univers. Tot ce ai făcut, mă, ta, este o mare bogăție. Arta, pentru lumea de azi, cea mai puternică și cea mai pașnică armă. Este poate unul dintre primii 5 compozitori ai lumii. Fiecare piesă este o legendă. Maria Mirabela, copii cu ochi de mogăși. La pianul său alb și cu o sală plină de spectatori, maestrul Eugen Doga înșiră notele din valsul Gingașa și Tandra mea fiară, numit de către UNESCO a patra capodoperă muzicală a secolului 20. Îmi amintesc că primele note le-am luat la... N-am făcut această lucrare pentru succes. Eu mi-am realizat ceea ce simțeam. Am convertit simțirile în sunete. Iar acestea s-au revărsat, au prins contur și au cucerit o lume întreagă. Acum 2 ani, valsul lui Doga a răsunat la Jocurile Olimpice de la Beijing. Eu mă bucur când se cântă la competiții internaționale, când miliarde de ascultători, nu milioane, dar miliarde, și atunci vine o părticică de sentiment că ești împlinit ca om, ca artist. Prin fiecare notă s-a cântat iubirea și versurile marelui Grigore Vieru. Dar și dragostea de mamă și primăvara, anotimpul în care s-a născut maestrul.
Creația unui artist este o împărtășire a sufletului. Și alături de Eugen Doga am admirat în scenă o dragoste cântată dincolo de timp prin cele trei volume de arii și romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu și Veronica Micle. Ochiul tău iubit Dragostea lor a fost dusă până dincolo de dimensiune, iar prin creația maestrului am trăit poemul Luceafărul, transformat în spectacol de balet. Muzica lui Eugen Doga a fost mereu cu noi din copilărie, atunci când am crescut cu producția de televiziune Maria Mirabela. Maria Mirabela, doi cri. Și așa, maestrul a devenit prietenul și bunicul tuturor copiilor, iar muzica sa a împărțit zâmbete și bucurii. Îmbrățișările și cântice, mai ales de la aceste copilași, e extraordinar ce bucurie aduc ei. Iar pe cei mari, creația maestrului i-a unit în numele păcii. Nu avem tancuri, nu avem puști. Noi avem săbii, avem arta. Extraordinar, este filozofie chiar până la cer. Doga este un geniu al nostru. Un geniu care a inspirat și a descoperit tinere talente. Cariera mea de solist a început pe scenă alături de maestru Eugen Doga și practic el mi-a dat curajul de scenă. Și tot prin artă am plinit vise. Visul meu era să îl scânte și eu să-l pictez. Și momentul ăsta este crucial. Astăzi, maestrul Eugen Doga, în vârstă de 87 de ani, își trăiește liniștea acasă, la Chișinău, alături de familia sa. Eu sunt cel mai mare compozitor la mine acasă. Aș vrea să fiu martor la timpurile care vor veni, dacă a rămas ceva din creația mea. Și atunci aș folosi, dar am fost mare. Și spune că nu are regrete, pentru că... Artistul adevărat, el nu pune punctul la propria creație. Nu e punct, ci virgulă. Muzica compozitorului Doga continuă să răsune, să ne încânte și să facă istorie. Iar astăzi o ascultăm de aici, de acasă, la pianul său, maestrul Doga înșiră notele, iar și iar. Duminică, la știrile de la ora 20, ne aventurăm în mijlocul unui festival pe care îl poți descoperi doar dacă explorezi sudul Moldovei. E despre Hederleză, o sărbătoare care te încarcă de energie datorită curselor de cai, te distrează prin jocurile de odinioară, iar bucuria continuă cu dansuri populare, cântece tradiționale și aromele bucatelor specifice regiunii. Trăim experiența duminică la știrile Pro TV de la ora 20. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Diana! Bună ziua tuturor! Dacă tot suntem în ajun de ziua profesorului, iar în majoritatea instituțiilor de învățământ a fost sărbătorită astăzi ziua dascălilor, să te întreb și pe tine, Diana, care este profesorul care te-a marcat? Așa... Asta. Care este profesorul care m-a marcat? Evident că toți m-au marcat. Îi țin minte în mare parte pe toți, chiar și din clasele primare. Eu am schimbat mai multe școli în timp ce eram copilă. Dar profesoara mea de limba română, doamna Maria Bogdan, îi transmis salutări dacă mă vede. Și profesoara mea de educație tehnologică, care mi-a fost și diriginte până în clasa 9. Liceul a făcut în altă parte, dar și acolo am avut profesori pe care i-am îndrăgit. În mare parte erau cei de limba și literatura română. Foarte frumos, să fie sănătoși toți profesorii și să dăruiască multe, multe cunoștințe și generațiilor care vin.
și care vor tot veni. Iar noi astăzi, la O Seară Perfectă, vom avea în studio tot o profesoară. Este vorba despre coregrafa Nicoleta Feodorov, care de mult timp predă într-un liceu din capital, acolo de unde de altfel predau și mai mulți artiști de la noi. Vine astăzi să ne povestească despre munca ei la liceu, dar și despre faptul că a reușit să slăbească tocmai 50 de kilograme în ultima jumătate de an. Și tot astăzi vom vedea imagini de la o nuntă care a avut-o acaseară, o nuntă la care s-au adunat 10 de muzicieni, printre ei Corneliu Botgros, surorile Osoianu, Vasile Advahov și mulți alții. Azi suntem mire și mireasă. Zeci de muzicieni la aceeași nuntă, unii socri, alții nași și rude, unii invitați, alții au cântat. În seara asta e o nuntă specială, cu un public special. Jumătate din lăutarii Chișinăului și din țară sunt prezenți la nunta lor. Mă regăsesc poate mai ceva ca în România. Cine au fost miriși? Cântece, dansuri și surprize în ajun de ziua internațională a profesorului. În școlele din Chișinău a fost sărbătoare, iar copiii i-au pregătit pentru dascăli un program artistic plin de culoare. Emoționați, profesorii i-au aplaudat și i-au felicitat, și și-au felicitat colegii. La Liceul Teoretic Vasile Alexandri din capitală, elevii au pregătit pentru profesori un concert de zile mari. Am pregătit un eveniment foarte frumos pentru profesorii noștri dragi, dansuri, poezii, recitaluri. Și cei care au absolvit mulți ani în urmă școala au transmis un mesaj de mulțumire și de felicitare pentru profesori printr-un filmuleț video. În ajun de ziua profesorilor, cei mai sârguincioși elevi ai lunii septembrie au fost decorați cu o medalie. Iar copiii, la rândul lor, au avut și un șir de urări pentru profesori. Să trăiască pe la 100 de ani și mereu să fie fericit. Sănătate, bucurie, să aibă copii cu minți. Le urez o viață minunată în continuare. Ei ne învață, ne dau gânduri bune. Le-aș putea dori în continuare răbdare și mult curaj cu toți elevii care vin la ei. Dascălii spun că apreciază efortul copiilor, iar de fiecare dată când sunt felicitați, își amintesc și ei de profesorii lor. Și atunci când ne vedem discipulii pe scenă, inima ni se umple de bucurie. Este frumos, este fantastic atunci când copilul iese și îți spune niște cuvinte din suflet, cuvintele pe care ezită uneori să ți le spună, dar sunt cele mai sincere. Îmi amintesc de profesorii mei de școală, care m-au învățat cum să scriu, cum să o felicit pe mama, cum să mă port cu tata, cum să rostesc frumos cuvintele, ce atitudine să am față de neamul meu și trăiesc aceleași emoții împreună cu copiii. Ziua Internațională a Profesorului este marcată anual pe 5 octombrie. În Republica Moldova, sistemul educațional se confruntă cu o criză de cadre didactice. Potrivit Ministerului Educației, în acest an avem un deficit de circa 7.000 de profesori, adică în jur de 20%. Cazul uitor de corupție în Ucraina, șefa unui centru regional de expertiză medicală și fiul ei au fost arestați după ce, în timpul perchezițiilor, în locuințele lor au fost găsiți aproape 6 milioane de dolari cash. Aș vrea să ne zimăm, să râdeți o pacu. Cei doi erau implicați într-o schemă de eliberare de documente false pentru a evita mobilizarea, iar în timpul perchezițiilor au încercat să scape de o parte din bani, aruncând pe geam două genți cu jumătate de milion de dolari. Revenim cu mai multe detalii în jurnal. Forțele militare israeliene continuă atacurile în Beirut. Noaptea trecută, rachetele au lovit din nou în sudul capitalei libaneze. Explozii puternice s-au auzit inclusiv lângă aeroport. Israelul spune că a atacat un bunker din Beirut, unde posibilul succesor al Hezbollah se întâlnea cu alți lideri. Totodată, o șosea folosită de mii de persoane pentru a fugi din Liban în Siria a fost distrusă de un bombardament israelian. Potrivit oficialilor libanezi, în ultimele 24 de ore, cel puțin 37 de oameni au murit și peste 150 au fost răniți.
Armata israeliană a efectuat în noaptea de joi spre vineri o nouă serie de lovituri asupra sudului Beirutului, bastionul mișcării șiite Hezbollah, într-unul dintre cele mai violente raiduri de când Israelul și-a intensificat campania de bombardamente în această țară. Armata israeliană a anunțat că a bombardat inclusiv sediul central al serviciilor de informații și unitatea de comunicații ale islamiștilor Hezbollah. Nicăieri nu mai este sigur, transmit jurnaliștii de război aflați în Liban. Rachetele au lovit pentru prima dată de la începutul conflictului chiar în centrul Beirutului, aproape de parlament. To give you a sense of where we are, Lebanon's parliament is just down the road, and for Israel to strike the center of the city like this, so many people are afraid that more is to come. A fost vizat un bloc unde s-ar fi aflat mai mulți membri Hezbollah. The damage here is massive. I mean, several residential buildings have been destroyed. There is a smoking void down there that must be 15, 20 meters deep. I mean, it's apocalyptic in every sense. Acolo era și sediul unui centru medical al organizației. Potrivit autorităților libaneze, unii dintre cei uciși, cel puțin 9, erau paramedici și salvatori. Un atac aerian israelian lansat azi dimineață a tăiat principala arteră rutieră dintre Liban către Siria, folosită de sute de mii de persoane pentru a fugi de bombardamentele israeliene în ultimele zile. Armata israeliană a declarat că va continua loviturile severe împotriva Hezbollah, după 3 zile de lupte terestre împotriva mișcării islamiste armate în sudul Libanului, în care au fost uciși 9 soldați israeleni. Potrivit armatei israeliene, 15 ținte teroriste ale Hezbollah au fost lovite în Beirut, între care locuri de producție de arme și de depozitare a armelor. Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Liderii țărilor din G7, a cărui președinție este deținută de Italia, și-au exprimat aseară îngrijorarea profundă și au avertizat împotriva unei escaladări incontrolabile în regiune. Președintele SUA, Joe Biden, a declarat că nu crede că va fi un război total în Orientul Mijlociu în contextul atacurilor Israelului în Gaza și în Liban și a escaladării tensiunilor aliatului SUA cu Iranul. Președintele SUA Joe Biden a declarat că nu crede că va fi un război total în Orientul Mijlociu, regiune tensionată în contextul atacurilor Israelului în Gaza și Liban și ale escaladării tensiunilor cu Iranul. Washingtonul ar fi de acord cu lovirea infrastructurii petroliere, dar nu și cu atacuri asupra instalațiilor nucleare ale Iranului. Comentariile președintelui american au dus rapid la creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale cu aproape 2%. Între timp, liderii țărilor din G7 și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației în Orientul Mijlociu. Asta în contextul în care tot mai multe state, printre care și România, au organizat transporturi aeriene pentru cetățenii care au cerut să fie evacuați din Liban. Aseară, un al doilea avion cu spanioli evacuați din Liban a aterizat la o bază aeriană, iar guvernul de la Madrid nu exclude trimiterea mai multor avioane pentru repatrierea celor care au rămas. I should go back because I have university and everything, but I'm not sure when the situation will get better. It's very messy. No one knows what's happening. Every day there's something new.
Libanezii sunt disperați. Cum principala arteră rutieră către Siria a fost distrusă într-un atac israelian, oamenii trec granița pe jos. Zeci de mii de oameni care fug de războiul din Liban au trecut în Siria în ultimile două săptămâni, scrie Associated Press. Tensiunile între Iran și Israel au crescut în timp ce Iranul cântărește opțiunile de răspuns la atacul de marți al Teheranului cu rachete balistice, atac pe care Iranul l-a desfășurat ca răspuns la acțiunile militare ale Israelului în Liban. Actuala confruntare sângeroasă în conflictul de zeci de ani israeliano-palestinian a fost declanșată de militanții palestinieni Hamas în 7 octombrie 2020. Atac în urma căruia au murit 1200 de persoane și circa 250 au fost luate ostatici, potrivit bilanțului israelian. Dronele ucrainene au lovit două depozite de petrol din regiunile ruse Permi și Voronej. Statul major de la Kiev a confirmat atacul. Moscova susține că a doborât 113 drone ucrainene deasupra patru regiuni rusești situate la granița cu Ucraina. Iar Kievul a anunțat că rușii au atacat infrastructura esențială a țării cu drone Shahed. Un depozit de combustibil a luat foc azi dimineață în regiunea Perm din Rusia, a anunțat Ministerul Rus pentru Situații de Urgență pe Telegram. Ministerul a menționat că incendiul a cuprins rezervoare de combustibil, dar nimeni nu a fost rănit. Cauza incendiului nu a fost anunțată, dar canalele de Telegram scriu că a fost vorba de un atac cu drone ucrainene. Armata ucraineană a afirmat că a lovit un depozit în regiunea Voronej din Rusia în timpul unui atac efectuat peste noapte. Вот, нефтебаза горит прямо сейчас. La rândul lor, forțele Moscovei au atacat infrastructura esențială a Ucrainei cu 119 drone Shahed. 9 drone de atac au fost doborâte de apărare aeriană în regiunile Kiev, Cherkas, Kirovograd și Herson, iar 7 Shahed au dispărut de pe radare. Una dintre dronele rusești s-a rătăcit și a explodat pe teritoriul Belorusului, anunță Kievul, iar momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. Pe front, comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Syrsky, a ordonat consolidarea pozițiilor în estul regiunii Donetsk la o zi după ce forțele Kievului au anunțat că s-au retras din orașul Ugledar. Petrocub Hâncești a pierdut primul meci din istoria clubului în cupele europene. Campioana Moldovei a fost învinsă la Chișinău în Liga Conferinței de gruparea cipriotă PAFUS. În schimb, luptătorul de Tac Waindo de până la 18 ani. Cu naționalul nostru a cucerit medalia de argint. Artia Broska, young man from Moldova. Vă spunem la știrile din sport. Operațiune de amploare în Ucraina, unde au fost efectuate percheziții la mai mulți funcționari implicați într-o schemă de eliberare de documente false pentru a evita mobilizarea. Șefa unui centru regional de expertiză medicală și fiul ei au fost arestați pentru corupție. În timpul perghezițiilor, în locuințele lor au fost găsiți aproape o 6 milioane de dolari cash. Această mobilă de bani a fost găsită acasă la fiul șefei Centrului Regional de Expertiză Medicală și Socială din Hmelnițk. Imaginile au fost publicate de Biroul de Investigații de Stat din Ucraina. Banii, 6 milioane de dolari cash, au fost găsiți în timpul perchezițiilor efectuate azi în locuința acestuia, dar și a mamei sale. Au fost găsiți bani aproape în fiecare colț al locuinței, în dulapuri și sertare. În timpul perchezițiilor, bărbatul a încercat să scape de o parte din bani aruncându-i pe geam două genți cu jumătate de milion de dolari. În biroul mamei sale au fost găsiți 100 de mii de dolari, precum și o serie de documente medicale falsificate, liste cu nume ale celor care plăteau ca să scape de mobilizare. Potrivit procurorilor ucraineni, cei doi sunt acuzați de înregistrarea ilegală, contra cost, a unor bărbați ca având diferite forme de invaliditate pentru a încerca să evite serviciul militar în contextul războiului. Costul unor
astfel de servicii ajungea până la $5,000. Familia implicată în anchetă deține o avere considerabilă și în regiunile Kiev și Harkov a fost demascat un grup criminal care a decis de asemenea să câștige bani, eliberând documente false pentru a evita mobilizarea. Membrii grupului au înființat tipografii subterane în propriile case, unde au tipărit certificate false privind inaptitudinea pentru serviciul din cauza condițiilor de sănătate. Costul serviciilor varia între 8 și $12,000 pentru un client. Potrivit SBU, au fost reținuți 14 suspecți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!